Chiar dacă cultura are multe tangențe cu divertismentul, problemele caselor de cultură nu reprezintă deloc un subiect distractiv. Mai mult de jumătate din casele de cultură existente în țară necesită reparații capitale. Pentru refacerea acestor instituții culturale este nevoie de circa 2 miliarde de lei, echivalentul la 10 bugete anuale ale Ministerului Culturii. De această părere sunt membrii Centrului de Politici Culturale care au realizat un studiu despre situația în care s-au pomenit casele de cultură. Ne aflăm în perioada critică în aceste clădiri și-au terminat termenul lor de exploatare. Deci 40-50 de ani. Am rămas nedumerită, nu că care e situația, că noi o cunoșteam, dar că mulți dintre primarii noștri și mulți consilieri locali de nivelul 1, ei nu cunosc că există normativul, că aceste surse financiare trebuie să meargă neapărat la dezvoltarea culturii. Da, noi avem principiul autorității publice locale și autonomiei locale. Ei au dreptul să modifice suma de la o instituție la alta. Dar oamenii nu sunt informați că acest normativ a fost dat pentru cultură. Fiți buni și utilizați-l acolo. O altă problemă este salarizarea proastă a conducătorilor artistici. Pentru a atrage venit în interiorul caselor de cultură, funcționează cercuri artistice contraplată sau încăperile acestora sunt date în arendă. O bună parte din acești bani sunt destinați procurării de bunuri. Aceasta este și problema casei de cultură din orașul Durlești. Singur se vede că e în ce stare. Când au vacanță copiii, atunci se grămădesc copiii de la școli și fac aici... Așa, pe discoteci mai fac, dar așa, am eu nu știu și discoteci să fac, pentru că fetele mele nu umblă așa mușă, că... Chiar dacă sunt talentate și au adus faimă Moldovei peste hotare, puținele colective artistice ce activează în Casa de Cultură din Durlești sunt obligate să facă ore în condiții precare. Potrivit directorului Casei de Cultură, problemele se vor soluționa doar atunci când se va schimba atitudinea organelor competente față de cultură. Avem de toate. Știți... Câțiva ani în urmă se învârtea o melodie la piață de asta ieftină. Avem de tăte, făină, slănină, jumerii, avem de tăte, așa și nu. De toate avem. De toate avem în Casa de Cultură Durlești, numai nu cultură. Suntem aici, parcă e un bazin, nu? Suntem într-un bazin fără apă, dar dacă plouă astăzi, următoarele zile curge apă din tavan, curge, deci și se împli bazinul cu apă și copiii din Durlești pot să vină să se scalde pe gratis la Casa de Cultură. Solicitat de Accent TV, primarul orașului Durlești, Nicolae Crudu, a declarat că resursele financiare locale nu permit adoptarea Casei de Cultură, care se află la balanța Direcției Municipale de Cultură Chișinău, în condițiile în care Durleștiul este un apendice al capitalei. În localitățile din Moldova există 1228 de case de cultură.